Bă, atunci când vorbim de școală, sunt două materii care te vor urmări din clasa 1-a până în clasa 12-a, Româna și Matematica. Astea sunt cele două materii din care vei da mereu examene, fie că vorbim de teze în timpul anului, pe examen de capacitate, teste naționale, BAC, la toate vei avea Română și Matematică. Iar încă de la bun început, din clasa 1-a, înțelegi un lucru. Româna e cu litere și Matematica e cu cifre. E bine, a treia matematică de care m-am lovit la facultate, algebră și analiză matematică, era genul ăla de matematică din care lipseau cu desăvârșire cifrele. Bă, tu ești sănătos la cap, matematică fără cifre ești nebun? Scădeai și adunai la litere de le lua mama dreacu, făceai ecuații de litere, logarit de litere, radical de litere, bă, tu ești sănătos? Abia vedeai că tot cifra aruncată prin dita ai cârnatul de litere te-ai lovit la cap. Inițial când am văzut ce acolo am zis... Vijai e fria al dracu, ce-i chirez asta, bă, te îngură, ia uși că radical din tai să-mi bagă mulții cu tengură că m-am luat eu după tine, egal cu logarit de direct restanță în toamnă mulții cu firia al dracu. Da, Vijai era, ce-a, bă, ești de bun, tu n-ai văzut ce prof avem, la aia să faci tu probleme, aia nu știe dracu pe ce lume trăiește. Și adevărul e că, într-un fel, avea dreptate, profa de algebră era doamna Dilia. V-am mai zis eu de ea cu ceva timp, dar pentru cei care n-au văzut sau nu-și mai aduc aminte, doamna Dilia era o femeie la vreo 50 și ceva de ani, roșcată, dar ce zic eu roșcată, roșie ca sângele tot capul, care se îmbrăca și se machia ca una care afla secretul femeilor independente și plină de bani. În plus, era dependentă de energizante, trăia cu energizante, nu cred că mai puzese gura pe apă de 7.5, ești nebun? Avea în geantă constant 3 energizante, iar dacă scădea sub 3, ne trimitea la magazin să-i cumpărăm. Un lucru era cert însă, Dilia era în lumea ei și cu siguranță o durea undeva de câtă matematică învățam noi la ora ei. Așa că, vorba lui Vijay, nu prea aveam de ce să ne facem prea mari probleme cu Dilia. Problema la algebră însă, așa cum avea să se dovedească mai târziu, nu venea de la Dilia, ci de la asistenta ei, Maricica. O tipă la vreo 30 de ani, care în realitate, deși neoficial, era adevărata profesoară. Ea ținea majoritatea cursurilor și tot ea era cea care corecta la examen majoritatea lucrărilor. Adică, practic, în afară de trecutul propriu zis al notelor în catalog, care cădea în sarcina Diliei, Maricica era cea care tăia și spânzura la analiză matematică. Iar Maricica nu era deloc Dilia, asta chiar o interesa câtă matematică învățam la ora ei și chiar își dădea silința să înțelegem ceva. Dar evident, în cazul meu, putea să-și dea două silințe, că tot degeaba, tot plantă de Veneția ieșeam de la oră. Așa că în timpul anului, am mers pe burtă, am zis, bă, bai, mi-e zoc cu milă, las cu-i vedea eu ce-i face în sesiune. Nu și evident, mai repede decât mă așteptam, mă trezesc în sesiune. Acum, ce s-a întâmplat în sesiunea aia cu examenul la Dilia, v-am povestit deja în povestea în care v-am spus cum am pierdut bursa, dar ca să fac un rezumat... Cu o zi înainte de examenul la algebră, care era și ultimul examen din sesiune, mă întâlnesc cu Creața, o colegă din cămin care tocmai luase 10 la algebră. Și după o scurtă discuție cu ea în care îi spun că mâine am și eu examenul la algebră și că sunt vai morții mei plantă de Veneția, asta face... Dacă vrei poți să treci pe la mine diseară să te învăț, eu oricum nu mai am examene. Zic, bă, n-ar fi rău. Așa că pe la 8-9 seara mă duc la Creața la ușă să îngraș porcul în ajun. Bat la ușă și-mi deschid o colegă, da, îi zic. Bună, o caut și eu pe Creața, asta e camera, nu? Da, e plecată la magazin, intră. Intru eu acolo în cameră, mă pun la masă, mă scot caietul, pregătit să învăț algebră. Dar ce să înveți, frățică, că peste 10 minute apare Creața cu 4-5 sticle de gin în brațe. Zic, tai să-mi bag, parcă făceam matematică, știi, eu mâine am examen. Da, asta era. A, da, facem, sunt ușoare, stai chill. Ușoare, dar ce probleme să mai fac când în cameră eram eu și 4 fete, toate bete. Una era în chiloți, alta dansa pe masă, îți dai seama fix la matematică nu mi-era mie capul. Așa că pe la 5 dimineața, după ce am făcut probleme de m-am spart, ajung în cameră, bag o cafea, bag o țigară, zic bă, nu mai dor că nu mai am când, la 8 aveam examen. Bă, dar cum stăteam eu acolo pe scaun, patul îmi făcea cu ochiul, eram și o leacă amețit de la ginul ăla, așa că într-un final zic, bă, hai că mă dau leacă în pat, nu dorm, dorm întind așa un pic. Mare greșeală. Cum am pus capul jos, direct somn de voie. Mă trezesc la 10 dimineața, dezorientat, mahmur, tai să-mi bag, era doar Pandel în cameră, zic. Bă, Pandelei, cât e ceasul? 10:30. Tai să-mi bag. Dau să mă îmbrac, mă împiedic pe acolo și înainte să plec, zic. Bă, e aproape 11, unde dracu mă mai duc? Așa că mă pun la loc în pas și zic, hai, las că se mai dă și la toamnă. Nu și uite așa, am rămas eu cu algebra în toamnă. Prima bătălie dintre mine și Dilia i-a revenit lui Dilia. Câștigase o bătălie, dar nu și războiul.
Bă, și vine semestru 2. Vijay era în aceeași situație ca mine cu algebra. El fusese la examen, dar Maricica îl expediase rapid cu 4 în brațe. Așa că avem amândoi de dat algebra în toamnă, zic. Bă, Vijay, ce dracu facem, bă? Cum e să o rezolvăm cu Dilia? Acum, Vijay nu mai era nici la fel de încrezător ca în primul semestru. Adică, na, dacă ajungeai la Dilia, poate reușeai să o păcălești. Dacă să ajungi la Dilia, trebuia să treci mai întâi de Maricica. Soluția însă avea să ne lovească câteva luni mai târziu. Într-o zi, eram cu Vijay în fața facultății, băgam ca băieții o țigară în pauză, când la un moment dat, undeva lângă noi, Dilia urla la telefon. Mă, și ți-am zis să nu mai lași poarta aia deschisă că stai nebun și fuge după porumbei. E, n-ai lăsat-o pe dracu, că ți-am zis ieri, ți-am zis și alarte, dar parcă vorbesc cu turcii. Vezi, întreabă la Irina, poate l-a luat ea. Și nu e? Aolo, mă, ți-am zis, vezi bine pe acolo pe stradă. Mai am o oră, dar stai că vorbesc cu Maricica și vin și eu acum. Zic, Vijay, fii atent că asta și-a pierdut cățelul. La care Vijay, bă, hai să o ajutăm să găsească bătaia. Ne punem bine cu ea, nu fi fraier. Zic, da, bă, că sigur o găsim noi. Da, bă, dar și dacă o găsim, te dracu că reda asta direct 10 ești de bun. Zic, bine, frial dracu, ai. Zic și făcut, merge noi la Dilia, zic, bună ziua, doamnă seară, ne scuzați, dar v-am auzit la telefon, ce s-a întâmplat? E, bărbatul meu ăsta iar a lăsat poarta deschisă și acum că nu mai găsește pe Charlie. Zic, aolo, aveți nevoie de ajutor? Mă, eu sper să fie pe acolo, poate l-a luat vreun vecin și l-a băgat în curte, că el e mic, e un bișon de ăsta, dar dacă vreți voi să mă ajutați să-l căutăm... Vijay era, doamnă, cum? Nu vă ajutăm noi, dar cum? La care Dilia, bine atunci, hai că mergem cu mașina. Zi și făcut, mergem cu asta la mașină, dăm să ne urcăm, dar unde să te urci mâncața-aș gura ta, că ce era la asta mașină, uai de viața mea. Doze de energizante aruncate, sticle de cola, 3 genți, un șifonier de haine, n-am văzut așa ceva viața mea, ești de bun. În fine, ne stricurăm noi acolo mașină și plecăm la drum. Nu stătea foarte departe, într-un cartier de case la vreo 3 km de cămin, așa că în 10 minute eram la asta la poartă, Dilia face. Stați aici, auleacă, că mă duc să văd ce face bărbatul meu, poate afla ceva. Da, aparent, pe bărbasul durea undeva de câine, așa că iese peste vreo 5 minute cu o poză în mână. Uite, el e Charlie, căutați-l voi pe aici pe stradă că eu mă duc să întreb, poate l-a văzut vreun vecin. Vijay era, da, doamnă, cum, las că-l găsim, stați liniștită. Bă, și ne apucăm noi de căutat, dă-i și plimbă-te pe străzi. Charlie! Bă, Charlie! Unde ești, bă, frial drecu? Mai întrebam noi pe acolo, stânga, dreapta, bună ziua, n-ați văzut un câine pe acelea, un bișon de-asta mic? Dar toată lumea era, n-a văzut băiatul meu niciun câine. Bă, cred că ne-am plimbat în jur de o oră pe acolo pe străzi, dar nici urmă de Charlie, zic. Bă, Vijay e, aie, bă, n-a fost să fie. Vijay era, nu bă, nebune, hai să mai căutăm. Zic, unde dracu să-l mai căutăm, bă, vrei să ne plimbăm prin tot Bucureștiul? Păi, hai să vedem, poate l-a găsit Dilia. Așa că într-un final, ne întoarcem la asta la poartă. Dilia ne aștepta deja acolo, face. Nu l-ați găsit? Zic, nu, doamna, din păcate nu l-am găsit. Am tot întrebat pe aici, dar și că nu l-a văzut nimeni. Asta era, mă, și i-am zis să nu mai lase poarta aia deschisă. La care Vijay, doamna, dar nu vrei să facem niște afișe să-l lipim pe aici, poate l-a găsit careva. La care Dilia, Da, faceți voi? Vă pricepeți la calculatoare? Vijay era, da, doamnă, cum le facem? Doar să ne dați aici câteva date. Da, vă dau. Scoate asta o foaie de hârtie, face... Deci îl cheamă Charlie, bișon. Cât are? Un an are. Așa, un an. Poză o avem pe asta și un număr de telefon să vă sune dacă îl găsește careva. Da, 0745-894-7651. Perfect, și recompensă dacă e? Oferiți recompensă? Da, dau și 1000 de euro numai să-l găsesc. Vijay, când a auzit 1000 de euro, deja e sclipirea ochii, face. Bine, doamnă, le facem acum și într-o oră le lipim pe acelea, pe garduri, pe stâlpi astea. La care Dilia face. Da, astea cât fac? Să vă dau ceva bani acum pentru imprimantă? Eu, ca să mă pun bine cu ea, zic. Nu, doamnă, lăsați că nu le scoatem noi. Da, asta e, le scoateți voi și poc scoate 200 de lei. Eu mă gândeam să refuz, dar ce să refuz, că Vijay era deja cu banii în mână, zic, hai te gură, Vijay. În fine, plecăm noi spre cămin, acum apare în Vijay, nici nu se mai gândea la examen, în mintea lui era doar bia de euro că face. Bă, fii atent că m-am gândit. Zic, la ce, mă? La cum să punem mâna pe bia de euro, cum la ce? Zic, firial, drecu, ideea era să ne punem bine cu Dilia, nu să facem 1000 de euro. Lasă, bă, că ne punem bine cu Dilia și ne alege și cu 1000 de euro, nu fi fraier. Zic, cum mă, firial dracu, ia, uimește-mă.
Fii atent, facem afișele astea, dar în loc de numărul Dilia, trec numărul meu de telefon. Și dacă mă sună careva, îi dăm și noi acolo 200-300 de lei. Și apoi mergem la Dilia și zicem că l-am găsit noi. Și poc, luăm 1000. Zic, da, bă, că asta nu vede că nu-i numărul ei pe afiș. Da, bă, crezi că se uită asta și dacă îi zic că îmi pierd foaia cu numărul ei și l-am trecut pe al meu, ce? Acum, ce-i drept la foamea care era pe mine, nu mi-ar fi stricat nici mie 500 de euro, așa că zic, bine, friol dracu, hai să facem. Zi și făcut, ajungem la cămin, facem rapid un afiș în Paint, s-a pierdut bișon de un an, răspunde la numele de Charlie, oferă recompensă, atât fără nicio sumă specificată și poc numărul lui Vijay de telefon. Ala-i boss, hai că-i bun. Mergem rapid, scoatem 50 de afișe de astea la imprimantă și ne apucăm să le lipim pe stâlpi și garduri pe acolo prin zona unde stătea Dilia. No, acum, nu pot să zic că aveam foarte mari speranțe să sune careva, iar după două zile în care n-a sunat nimeni, chiar îmi pierdusem orice fel de speranță, am zis. Bă, pai, a fost o încercare, n-a ieșit, asta e, trebuie să mă gândesc la altă metodă de a lua examenul. Dar, până a treia zi, eram la facultate și la un moment dat mă sună Vijay, zic, da, bă, m-a sunat unul acum, ci că l-a găsit pe Charlie. Zic, du-te, bă, dracu, lasă vrăjeala. Da, bă, dacă zic, zi, mă, du-te, dracu. Da, bă, ce ești nebun? Acum, după masă, la 3 ne vedem cu el. Zic, bă, ești nebun, bine, hai că vin și eu acum la cămin. În fine, se face 3, așa că plec cu Vijay să-l luăm pe Charlie, zic. Bă, Vijay, ce recompensă îi dăm lui ăsta, bă? La care Vijay, ce recompensă, bă? Mergem așa pe burtă, nu-i dăm nimic. Dacă zice el ceva de recompensă, îi dăm 200 de lei acolo. În fine, ne întâlnim cu ăsta, era un tip la vreo 30 de ani, zic. Aolo, Charlie, că de cât e ca o vină la tata, unde ai fost tu, bă, nebune? Charlie să cam zbătea la mine în brațe, nu părea prea gâta să mă vadă, îți dai seama, dar eu îl ținem acolo strâns. Vija era, mulțumim, mulțumim mult, că de 3 zile îl căutăm, mulțumim mult de tot. Ăsta se uita un pic cam ciudat la noi, dar n-a zis nimic, nici n-a adus vorba de recompensă, așa că i-a strâns mâna. Mulțumim, mulțumim, să vă dăm Iezu sănătate. Și direct du-te, dică, ca niște hoți de câini, ne-am spart rapid, zic. Vijay, hai că am făcut-o și pe asta, sură-o pe Dilia. O sună asta pe Dilia, face, sărmână două, soară, avem să vă dăm o veste bună. L-am găsit pe Charlie. Da, de 3 zile îl căutăm. În parc, în parcul circului, era pe acolo o hoinărea pe lângă lac. Grozav, hai că venim acum. În fine, ajungem noi la doamna Dilia, asta era, aolo, Charlica, Charlica, mamă, unde ai fost tu, mămică? L-a pupat pe toate părțile, 5 minute numai, Charlica, Charlica, a ținut-o. Într-un final faci, mulțumesc mult, mult de tot, nici nu știu cum să mă revanșez. Zic, nu, doamna, stați liniștită, că noi am fost doar așa bucuros să vă ajutăm. Ne bucurăm mult că l-am găsit și că știi și eu am pierdut un câine pe bobiță când eram mic și știu cum e. Vrăjeală de asta ieftină, îți dai seama. Vijay, în schimb, nu știa cum să aducă vorba de bia aia de euro, face. L-am căutat 3 zile, doamna, tot cartierul ăsta la picior, zi și noapte, de dimineață până seara l-am căutat. Dilia era, vă cred, încă o dată vă mulțumesc mult de tot, dacă pot să mă revanșez cu ceva să-mi spuneți, vă ajut cu orice. Vijay probabil tocmai se pregătea să zică de mie aia de euro, dar eu iau înainte și zic, nu, doamna, lăsați că nu, poate doar cu matematica, dacă se poate. Aveți restanță? Zic, da, eu știți că nu m-am trezit la examen, iar Vijay n-a reușit să convingă pe doamna Maricică. La care Dilia, da, lăsați că rezolvăm, când la restanță veniți direct cu lucrarea la mine, faceți și voi ceva acolo și se rezolvă. Zic, mulțumim, doamnă, mulțumim mult. Vijay, în schimb, nu părea prea mulțumit, tot bănghiotea, dar în final n-a avut tupeu să aducă vorba de bia de euro. Dăm noi să plecăm, la care Dilia, stați puțin aici să vă dau ceva. Bă, și o văd cum scoate mie, adângeantă, dar nu de euro, de lei, zic. Nu, lăsați că nu, dar ce să mai lase, că Vijay era deja cu banii în mână, zic. Mulțumim frumos, nu trebuia. În fine, plecăm noi de acolo, Vijay era, o dracu de chitră, bă, a zis 1000 de euro, nu 1000 de lei. Zic, lasă-mă, frio, al dracu, că e bine și așa, 1000 de lei, plus că avem examenul la algebra asigurat, ce dracu mai vrei? Nu, câteva luni mai târziu, vine în final sesiunea de restanțe. Acum, na, pe de-o parte, mă simțeam asigurat, că doar, na, Dilia am făcut o promisiune. Da, pe de altă parte, speram că nu cumva să fi uitat de mine. La cât de aiurită era Dilia, nu m-ar fi mirat. În plus, trebuia să o fentez cumva pe Maricica și să ajung cu lucrarea direct la Dilia. În fine, ajung la examen, dă Maricica 3 probleme, îți dai seama, e o plantă de Veneția, mă uita la ele direct ca curca lemne. Mă apuc să scriu acolo o pagină de baliverne, rezolv problemele de la ea mama dracu și apoi mă apuc de pândit momentul potrivit să merg la Dilia.
iar după o oră jumate sau cam așa, prind un moment în care Maricica era în spatele clasei și jap, mă ridic și mă înfig direct la Dilia. Să rămână două soră, ce mai faceți? Cum a fost în vacant? Charlie e bine? Băi, ești nebun, mi-a pus Dilia 10. Nu s-a uitat pe lucrare, te-ai delit? Am vorbit de Charlie, am vorbit de vacanță, am băgat un doamnă soară, hai că poate iau și o bursă, direct 10 ești de nebun, zic. Să rână doamnă soară, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă trăiască Charlie. Nu și uite așa, am scăpat eu și de-a treia matematică. Mai aveam încă una, Neamoldo, bossul suprem, dar despre asta vă zic în ultimul episod din Jimmy și cele patru matematici. Acum, dacă vrei să fii și tu pentru moment în locul lui Dilia și să dai note, băieții de la Gold Ring organizează un concurs de desene cu tema Sunetul banilor în imagini. În momentul de față, pe site sunt în jur de 200 de desene, așa că te invit să intri pe linkul din descriere și să votezi desenul care îți place cel mai mult. Și, ca să nu muncești degeaba, doar simplu fapt că votezi un desen îți oferă șansa de a câștiga un aspirator fără fir, o sonerie inteligentă cu cameră video sau un telefon. Vorba aia, nu știi niciodată de unde sară iepurile și te alegi cu un aspirator. Apropo, compania Gold Ring, adică cea care organizează concursul, e o firmă de brokeraj din România, autorizată ASF, prin intermediul căreia poți investi la bursă. Atât la bursa de valori din România, acțiuni, obligațiuni, titluri de stat la BVB, cât și la bursele din străinătate. Așa că, dacă ești preocupat de investiții, poți să folosești codul Jimmy atunci când îți faci cont la Gold Ring. Și în felul ăsta nu vei avea taxe de administrare și vei beneficia de 50% reducere la comisiunul standard de tranzacționare timp de un an de zile. No, și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură vijai. Așa că nu da banii pe prostii, ia tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, dacă găsești un câine pe stradă, ai grijă cu îl dai. Că poate ăla care zice că e a lui, e de fapt vijai care vrea să facă și el un ban cinstit. Cheers!